Poftiți, poftiți, bine ați venit în agromagazinul meu. Astăzi vreau să luăm o mică pauză de la rutina zilnică și să dăm o fugă până în Ardeal, la Sibiu, de unde v-am adus pâine bună, aburindă, ca la mama acasă și rumenită în cuptor cu lemne. Pentru că mi-am propus ca după ce vedeți marfa din magazinul meu să vă programați de urgență un concediu în Ardeal, încerc să vă mai fac poftă și cu nectarul de mere, făcut tot de sibienii mei dragi. Facem o vizită și la un atelier de olărit, unde meșterul meu priceput, împreună cu micile lui ajutoare, o să ne împărtășească câteva dintre secretele acestui frumos meșteșug. Și pentru că știți că în magazinul meu îmi place să aduc mereu numai cele mai neaoșe obiceiuri, am stat la povești cu cel mai autentic ompicar, care, ce credeți, a meșterit o opincă din piele pe loc. La final de inventar, fiindcă am auzit că v-a plăcut rubrica Ajută-te singur, același inventator priceput vine de această dată în ajutorul stuparilor. Și ne arată cum dintr-o simplă sticlă veche și câteva unelte de prin bătătură construiește un afumător de tratat evident cu fum, albinele. V-am convins să rămâneți cu mine până la final? Zilele trecute m-am trezit cu un miros de pâine proaspătă. Nu am putut să-mi dau seama dacă îmi era foame sau dacă era opera vreunui vecin gospodar. Însă mirosul acela de pâine caldă m-a dus cu gândul la copilărie și la timpul petrecut alături de bunici, când bunica ne pregătea pâine de casă cu unt și gem. Sigur vă amintiți! Așa că nu am mai stat pe gânduri și am zis că trebuie neapărat să aduc mirosul copilăriei și în magazinul meu. Și unde puteam să găsesc cea mai bună pâine dacă nu în Ardeal? Acolo unde nimic nu se face la voia întâmplării și unde oamenii își iau răgaz pentru orice lucru astfel încât să fie bine făcut. Gata, mă opresc, știu că v-am făcut poftă și vă invit să descoperim împreună secretele pâinii bătute. Da, ați auzit bine, și ale pâinii cu cartofi. Greu cu bătutul? Nu, e foarte ușor, dar trebuie să fii foarte atent pentru că crapă foarte repede. Deci trebuie bătut cu milă, așa. Cu milă? Cu milă și cu drag. Cu milă și cu drag. De când v-ați obișnuit să faceți pâine? De... Că n-au avut cuptor. De cel puțin 20 de ani. Cam așa. 20 de ani? Da. Și după ce se bate pâinea, am văzut că după aceea se răzuie. Se răzuie, da, de coajă. Se pune într-o acă, așa spunem noi, și acoperim cu o față de masă și o ținem puțin să se răcească. Și pe urmă... Am înțeles că ține destul de mult cea făcută cu cartofi. Cea făcută cu cartofi mai mult, dar pentru siguranță noi punem a doua zi într-o pungă de nylon și... Bun, la congelator. Acum am scos-o din cuptor și ca să vedem cum e pâinea la miez, o rupem. Este aburindă. Aburind și acum e bună. Acum să mănâncă pâinea, numai nu prea mult, să nu ți se bată în stomac. Pe timpuri tot așa se rupea pâinea imediat? Păi, dacă era foamea mare? Dacă era foamea mare, n-aveai ce face. Adică dacă n-aveam pâine deloc, atunci am pe loc. Și dacă tot v-am purtat în Ardeal, eu zic să mai zăbovim puțin pe aici, pentru că am mai găsit câteva delicatese numai bune de prezentat în magazinul meu. V-am spus că în partea aceasta frumoasă de țară, timpul parcă stă în loc, iar oamenii pun suflet în fiecare lucru pe care îl fac, mai ales când este grozav, delicios, sănătos și tot ce mai vreți voi. Nu aveți niciun indiciu despre ce vorbesc, nu-i așa? Ei bine, la nectarul de mere îmi stă gândul, cel adevărat, natural, pregătit împreună cu familia. Dragele noastre gazde ne-au învățat tot procesul, de la culesul și spălatul merelor, până la transformarea lor în niște tăieței și mai apoi în sucul delicios. Tehnica nu este una grea deloc și unde mai pui ca atunci când e făcut cu dragoste, topește inima celui care îl gustă. De la pâine la suc de mere, nu? Exact, de la pâine la suc de mere.
Cum e? Toamnă facem cantități mari, le congelăm peste iarnă în sticle de 5 litri și este un suc deosebit de sănătos și de bun. 100% natural. 100%, aici avem mere de vară, acesta se zdrobesc mai tare și dau un nectar de mere. O să-l gustați imediat. Foarte sănătos și bun. Care este procedeul? Prima dată se spală merele? Adunăm merele, le spălăm bine, le curățăm și le trecem prin această mașină care le face tăiței. După care le băgăm în teasc. Și din teasc este un mus deosebit de bun, prima față, cum se zice, și ultimii 20% îi punem la rachiu. Ăla e mai mărui, mai de pe cotor. Deci nimic nu se pierde. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Merele cum trebuie să fie? Să fie nu neapărat foarte de calitate, adică să fie de calitate, dar nu trebuie să fie proaspete. E chiar indicat să fie bătute puțin, că atunci este sucul mai dulce. Se simte mirosul de măr proaspăt. Da, aici avem mai multe soiuri de mere de vară, avem din alea albe care dau mai multă pulpă, avem roșii care dau mai mult suc și avem și mere dulci care dau nivelul de zahăr în această perioadă. Ele sunt mai acrișoare, dar alea dulci, fiind dulci, dau cantitatea de zahăr necesară, fără să fie nevoie să le mai îndulcești. Deci trebuie să fie combinate toate aceste soiuri. E cel mai bine, da. Cele de toamnă sunt mult mai de calitate, fiindcă sunt merele mai mari, au pulpă mai multă și este un suc foarte limpede din alea de toamnă. Haideți să ne mutăm puțin atenția de la preparatele tradiționale și să vorbim puțin despre meșteșugurile care știți că îmi sunt atât de dragi. Situat la cumpăna dintre meșteșug și artă, Olăritul, această ocupație prin care din cele mai vechi timpuri pământul, apa și focul au prins suflet în mâna țăranului român, se bucură și astăzi de o largă prețuire, mai ales din partea copiilor. Se spune că unul dintre cele mai importante și mai frumoase daruri de la Dumnezeu este metamorfoza naturii către artă și un exemplu cert și desăvârșit îl constituie acest meșteșug. Unul dintre secretele Olăritului este modul de obținere al glazurii și nu mă refer aici la glazura pe care o mâncăm, ci la cea utilizată pentru smălțuirea vaselor din ceramică. Dar mai bine las explicațiile în seama specialistului nostru și al micilor lui ajutoare. Prima dată centrăm lutul. Iată, este prima etapă care se face atunci când începi să lucrezi un bulgăre de lut, să dai formă unui vas. Te rog, mâinile în apă, cuprinde-l cu mâinile și învârte roata foarte bine, degetele mari în mijloc și presăm ușor. Ce ar trebui să iasă? Acum ar trebui să iasă o văzuță. După ce l-am centrat, urmează găurirea. Da? Facem o gaură în mijloc, perfect, să fie perfect pe mijloc, ca să poată avea o formă circulară. Și apoi, iată, vedeți, se începe să prindă gaura contur, te rog, presează mai un pic mai mult, mai tare, așa. Văd că deja copiii se descurcă ușor. Da, este a doua zi, ieri a fost ziua de inițiere, le-am explicat tehnicile de lucru, copiii au învățat și iată că astăzi începem să lucrăm, să dăm formă unor vase mult mai reușite decât ieri, prima zi. De altfel, bine, cea mai grea etapă este centratul. De aici încolo e ceva mai ușor. Centratul, pentru că trebuie bulgăre să fie perfect pe mijlocul roții. Și acum începem să ridicăm marginea cilindrului ca să dăm o formă de vază. Întâi facem acest lucru doar cu mâna, cu degetele înfoarfică la mâna dreaptă. După care folosim o bucată de lemn care se numește pieptăn. Și cu această bucată de lemn dăm formă vasului, îl subțiem întâi acest cilindru. Ocazia asta și telespectatorii noștri privesc și învață cum se face o cană sau o vază. O vază sau o cană, diferența este că la cană se pune toartă, da. Și acum, iată, cu mâna stângă pe interior și cu pieptănul pe exterior, presăm din interior spre exterior, după aia răsucim pieptănul la jumătatea cilindrului și iată că a luat formă de vază. Dacă îi facem un cioc,
și ulterior îi punem o toartă, această vază se poate transforma într-o cană. Credeți că România ar trebui să se aplece iar spre aceste, să se spunem... Se întâmplă, parțial, da. Parțial, nu? Încep să caute iar acele căni de pământ, să mănânce din acea strachină. Da, se întâmplă acest lucru, cunosc acest fenomen pentru că sunt de câțiva ani în povestea asta și am observat și momentul de cădere, dar iată că am observat de ceva timp, de câțiva ani, când oamenii au început să prețuiască iar și au amintit de lucrurile din podul bunicilor, de acasă, de la părinți, de la străbunici și încep să povestească cu drag de ele, iar când vin aici și achiziționează o strachină, o cană, un ulcioraș, pe care unii îl utilizează, iar alții îl iau ca suvenir, vind, plecați în străinătate, venind să-și iau un suvenir amintire din România care să-i aducă aminte de copilărie și de trecut. Și cei care n-au reușit să mănânce dintr-o strachină de pământ, totuși ar trebui să facă acest experiment și să vadă că, până la urmă, gustul e altfel. Da, așa este. Și un gust anume. Într-o oală de pământ au un gust deosebit. Este o mare diferență. Până și vinul băut într-o cană de lut, parcă are alt gust. Nu știu care este explicația, dar pot să vă spun cel puțin din punct de vedere al apei, dacă este lăsat într-un vas de lut neglazurat, deci lutul roșu după prima ardere, acel vas purifică apa din vas și este mult mai sănătos să bei acea apă decât o apă care o bei din prima fără să folosești un vas de lut. Și mulți oameni deja utilizează vase roșii pentru purificarea apei. Știm că și argintul purifică apa, dar iată că și cănile de lut, acest lucru îl făceau bătrânii în trecut, da. Și noi ar trebui să ne întoarcem către acest lucru. Știți că în magazinul meu îmi place să aduc mereu numai cele mai neoșe obiceiuri. Așa că astăzi m-am gândit să vorbim despre un meșteșug atât de frumos, dar uitat de trecerea timpului. O îndelemnicire care pe străini i-a cucerit și care, printre altele, a devenit un fel de simbol național, o semnătură a noastră, a românilor. Meșterul meu priceput de astăzi este opincar neîntrecut, iubește datinile străbune și duce mai departe meseria deprinsă de la tatăl său, cea de a lucra opinci. Aproape o viață a practicat croitoria, până s-a pensionat și a revenit la opincărie. Eu l-am întâlnit într-o zi însorită de toamnă. Purta cu bucurie costumul popular, făcându-se pe dată remarcat prin port, balba arbită de vreme și poveștile frumoase pe care le cunoștea despre lumea satului de odinioară. Când am mers să-i aflu povestea, s-a apucat de îndată să meșterească la o opincă din piele. Precizez acest lucru pentru că în desaga lui mai avea opinci din fier sau cauciuc, de pe vremea străbunicilor. Vă port așadar în timp și vă invit să urmărim împreună cum se lucrează cu drag și poveste la o opincă autentică. La Cruială e formă de dreptunghi, la opincă, uite. Uite, înainte foloseau ca unelte, briceag, lucruri simple, primitive. Noi acum, uite, o să iese o pincă mai mică. Vedeți? Uite. O croim, o tem aici frumos, uite. Să vedeți ce o pincă frumoasă facem. Uite. Și pornim din față de aici, însemnăm, aici însemnăm pădurile. Ia uite, ascultă. Asta vârful se numește Gurgui. Ia uite, dăm niște semne așa. Așa. Și ca să vă dau exemplu, că avem o pincă aici, ca să mă și înțelegeți ce fac eu aici. Că vedeți, fiind la început, vedeți că tot însemn, dar nu știți ce este. Uite, vedeți, noi acum suntem aici, în partea aceasta din față. Și acum mergem să formăm crețurile acestea, vedeți? Să vedeți că e simplu. Ne uităm cam ce lungime are și aici. Și aici uite, îi dăm 6 cm. Și însemnăm din centimetru în centimetru. Ia uitați-vă aici. Și aici să mergem partea asta două tivin peste multe, o dăm din 2 în 2. Bun. Ia uitați. Și aici 6. Să vedeți ce repede o face. Că eu, dacă am experiență, merge repede. Ia uitați. Și acum ajungem la călcâi. Formăm călcâiul prin încrețire. În funcție de material creăm și modelul. Noi dacă avem material gros, nu putem face acest model. Pentru că nu putem să modelăm pe forma dorită, înțelegeți? Uite. Așa. Aici dăm găurile pe dublu, ca să o și lucrăm.
uite-te. Ia uite-te. Și aici pe semnele trasate de noi. Ia uite-te. Asta e călcâi. Ia uite-te. Și acum uite, luăm durnul ăsta înainte să folosea fustul. Fustul știți ce e, e acela de torcealână. Și uite, luăm nozița, prindem aici așa pe dublu, ia uite. Asta, să vedeți ce repede lucrăm. Că avem experiență. Noi de aici stabilim care opincă va fi din piciorul drept și din stângul. Să vă spun de ce. Vârful ăsta, gurgui, trebuie să bată în afară. Asta e din dreptul. Și astea, eu smecherie și vă arăt eu cum. Asta o facem tot din dreptul. Ia uitați. Băgăm aici nojița. Ne uităm aici, lăsăm și în partea aceasta. Și aici facem un model mai arhaic, mai vechi. Și dăm peste muchia cum ar veni. Ia uitați. Aici, la vârful ăsta, la gurgui, se face cam în trei metode. Peste muchia, dintr-o parte în alta sau în cruce, înțelegeți? Dar noi dăm peste muchia, ca să menținem un model mai vechi. Uite. Vedeți? Și aici va fi din dreptul, pentru că, vedeți dumneavoastră, partea asta de noziță merge pe lungime. Și asta trage direcția aia. Vedeți? Dacă o puneam în partea cealaltă, venea stânga. La următoare o să facem pe stânga. Ia uite-te. Deci cu vârful am terminat cu gurgul ăsta. Ia uite-te. Și acum formăm crețuri, le luăm în grupe câte două, ia uite-te. Nu băgăm ca cum bate ardeiul pe alții, pe sfoară. Ia uite-te. Și uite-te aici. Și aici ne uităm să nu fie nici prea strâns, nici prea larg, că cu timpul capeți experiență și trebuie să-i dai și formă, vedeți? Ia uite. Ia uite. Ia uite așa aici. Și după ce terminăm cu crețitul, facem un fel de nod ca să fixăm modelul care l-am creat noi. Ia uite, și asta așa rămâne. Ia uite. Băgăm încă o dată aici. Facem un fel de nod. Ia uite-te. Bun. Până aici am terminat cu partea stângă. Și aici dăm peste muchie. Asta, tehnica asta de lucru se numește îngurzit. Deci gurgui și îngurzit. Și aici e un fel de peste muchie, o tivelă. Ia uite-te. O facem repede. Că e și mică și... Da. E simplu, lucrurile sunt simple atunci când știi să le faci. Când nu știi să le faci, sunt foarte complicate. Și cele complicate sunt simple atunci când știm să le facem. Ia uite. Bun, și acum încrețim și aici. Ia uite. Asta vă ofer cadou la instituția unde lucrați dumneavoastră să o puneți acolo ca amintire. Și eu mă bucur că ne mai încurajați dumneavoastră, ne acordați atenție, faceți cunoscută tradiția românească, pe așa e opinca. Dacă respecti dimensiunile care e obișnuit ochiul și mintea omului să o perceapă, ea arată așa cum ne-am imaginat-o noi și ne-am format-o în creier. Dacă istim dimensiunile, își pierde identitatea. Dacă o faci prea mare, arată ca o barcă. Dacă o faci prea mică, nu mai are toate elementele. Deci așa percepem noi, că așa suntem născuți, ne-am obișnuit cu lucrurile normale, care ni se potrivesc două. Înțelegeți? Sunt concluzii care le-am tras și eu în timp. Că, vedeți, nu trebuie să treci prin viață ca gâsca prin apă. Trebuie să fii receptiv la ce e în jurul tău. Chiar dacă e simplu, chiar dacă n-ai studii superioare. Că n-aveau nici înainte toți studii și mare pregătire, dar trebuie să fii un om educat și să știi ce îți dorești de la viață și
și de la tine. Uite, asta e o pincă. E, cum să vă spun eu, ca model. Se poate și încălța la un nou născut. Dar noi o facem de promovare. Uite, așa, asta o să o găsați undeva în cui. Ia să-i dăm și lateral niște găuri pe unde băgăm nozițele. Ia uite. Trei găuri și o să scriu și eu ceva pe ea. Da. O să scriu cu respect de la Ilinca Alexandru. Și o puneți în cui. Acolo. Uite, așa o agățăm frumos. Dom'le, fac și eu, nu fac mare lucru, dar contribui și eu cu ceva la promovarea tradițiilor. Și eu cred că în fiecare din noi ar fi energie și imaginație ca să facă fiecare câte ceva. Dar nu știu din ce cauză, nu ne implicăm. Alexandru, uite, am scris cu respect o pincare Alexandru. Ia să-ți trec 2018. Asta vă ofer să o puneți acolo. La... Și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă spuneam data trecută că în fiecare săptămână o să încerc să vă vin în ajutor cu o rubrică utile, zic eu, pe care am numit-o sugestiv Ajută-te singur. Vă spuneam atunci că românul nostru inventiv are uneori atâta inspirație că din câteva lucruri găsite prin bătătură și puse cap la cap, mai că revoluționează tehnologia. Între timp, am auzit că v-a plăcut și v-a prins bine ideea mea, așa că m-am întors la inventatorul meu ingenios de data trecută, care acum vine cu câteva sugestii pentru apicultori și stupari. Mai precis, ne arată cum se construiește un afumător de tratat, evident, cu fum, albinele. Cum a făcut asta? Doar cu o sticlă veche și alte câteva unelte găsite tot prin bătătură. Dar haideți mai bine să îl privim în acțiune! Ia că astăzi mi s-o spartuiava de tratat. Stupi. S-o pochit. Și-am găsit alta și încerc să-i dai fundul cu polizorul și cu șmirtul. Și vă oțelă, eu am lucrat și veci m-am început să-i dai. Aceasta a fost emisiunea noastră de azi, iar până duminica viitoare, când vă dau întâlnire tot la aceeași oră, eu vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate.